îl vizităm pe domnul primar, pentru că în această săptămână vorbim despre comunitatea, unde locuim, despre localitatea noastră, despre primărie în primul rând, și le mulțumim pentru ceea ce ne oferă tuturor copiilor. Grădinița noastră este super, de-aia avem copii foarte mulți în fiecare clasă. Prezenți sunt 30, 31 suntem în clasă. Deci, în toată grădinița suntem la 270, deci foarte multe grupe și vin cu plăcere totdeauna. Vin și din Timișoara, chiar îl avem pe Matei din Timișoara, cu gri acolo, și ne bucurăm foarte mult că suntem aici. Haideți să dați mâna puțin, câțiva. Haideți întâi să vă întreb. Așa, ia să ne întreabă ceva. Dacă voi știți unde vă aflați acum. Unde suntem acum? La primărie. Bravo! În birou la? În birou la domnul primar. Victor, sigur. Victor îl cheamă. Să-l trimite, îl puteți adică am Victor. Pe cine mai cheamă Victor? Numai pe el. Înseamnă că ești izul meu, vale, mă. Poate se face primar până la urmă. Da? Da. Și acum fiecare vă rând, dă mâna și cu mine și cu domnul Victor. Da? Da? Bine? Bine, bate palmul, că e cel mai bine. Bravo! Și tu, hai la rând, fiecare. Să gătești bani, să fii sănători. Hai, prieteni, să visăm, împreună să ne bucurăm, pe arte bun să alergăm, iar copilăria să o cântăm. O lume întreagă e copilăria, ca o carte e copilăria, un cântec dulce e copilăria, pe care îl cântăm. Copilăria e rază de soare, e pentru noi sfântă sărbătoare, o zi din viața cea mai visătoare, plină de mister. Cu amicii mei acum am plecat cu toți iarăși la drum, acasă nu mai vrem să stăm, vrem să ieșim ca să ne mai distrăm. Și unde puteți să fiți, împreună pe toți vă vom găsi, copilăria voi cânta și pe cinste nouă ne vom distra. O lume întreagă e copilăria, ca o carte e copilăria, un cântec dulce e copilăria, pe care îl cântăm. Copilăria e rază de soare, e pentru noi sfântă sărbătoare, o zi